ce-ți dorești cel mai mult? Făcuță. Bunei. Imposibil. Imposibil. Nu, făcuță. Bună ziua! Eu aș vrea să vorbesc cu mama, că am vrea să ieșim în oraș și să servim masa împreună. Da! Te bucuri? Vrei? Da! Bun. Îi spuneam și fetiței și vă spun și dumneavoastră, noi am vrea să venim numai bine când ajunge și soțul de la dializă. Da. Am vrea dacă se poate să mergem împreună să servim masa în oraș. Să mai vorbim, să mai discutăm. Sunteți de acord? Da, sigur. De ce? Da, uite, noi acum pornim din Dumbrăvento. Pornim de la noi, de la sine. Bine, bine. Bine, mulțumim. Acum, fetițele intră în spate, da? Suntem în curtea doamnei Ramona și familiei ei. Am venit să-l ducem păcuța și puneiul mult așteptat. Ei nu știu despre acest moment. Nu sunt acasă, Stelica împreună cu Andrei, colegii mei. Sunt în oraș pentru a servi masă împreună. Am făcut lucrul acesta ca surpriza să fie deplină. Așteptăm să vedem reacția. E frumos? Nu știu, să plâng, să râd, chiar nu știu ce să fac. Venim de acasă, am luat masa la restaurant, da, venim, da. Când am văzut... Când m-am dat cu ochii și am văzut, m-a dat, mi s-a plăcut, că mi se pare că văd. Când v-a sunat Stelica și v-a spus că o să mergeți la un restaurant? Când mi-a zis, zic, na, ok. Vine să uite, zice, vai, noi atâta treabă avem. Zic lui Ducu, dar na, hai, nu putem să zicem că nu. Mergem, că vreau să hămăm calul, scărăm porumbul. Zic, asta e, ne-a dat palul peste cap, dar asta e. Bâniați că ar fi vorba de aceea ceva? Nu, nu. Zic, cum se iau masă, zic, na, asta e. Mă pare rău că nu ați zis porumbul azi? S-o meritați de asta? Rău, nu. Îți place făcuța? Te-ai gândit să-i pui un nume? Ce nume pui? Sălcica. Cum? Floricica. Floricica, așa rămâne. Am încercat să aducem puneiul, așa alb cum ai vrut, nu l-am găsit alb complet, dar cred că e frumos, nu? Îți place? Da. Bun. Te-ai gândit la un nume? Albuț. Albuț? Gata, deci. Mulțumesc frumos pentru punei. Foarte frumos. E așa cum ne-am dorit. Mulțumesc pentru făcuță și pentru punei. Am și la restaurant după Crăciun, am spus, duc cu trac, cu dinții, să strâng lună pe lună bani și să iau tablă să acopăr casa. Că asta e mea principală. Am făcut camera cu glet, tot. Mi-a plouat
mi s-a dus o bucată pe tată. Doamna Ramona, e realitate. Dumneavoastră închideți. E acum începem noi. Mulțumim mult. Dumnezeu are grijă de toate. Am reușit să aducem bucurie la această familie, special la doamna Ramona, care a luptat ca o eroină să facă față la problemele vieții și să întrețină familia asta. Uneori viața nu a ținut cont și a lovit cu putere necazul în casa asta. Dar uitați-vă că astăzi este o zi de bucurie pentru ei. Vă mulțumim tare mult tuturor celor care v-ați implicat. Și chiar vreau să-i transmit la doamna Ramona un mesaj pe care cineva de la distanță m-a rugat să-l transmit și a spus așa: să-i spui doamne Ramona că Dumnezeu o iubește pe ea și întreaga familie. Am încheiat cu ceea ce au spus oamenii din jur pentru dumneavoastră și acum vreau să spun doar că surpriza nu s-a terminat aici. Doamna Ramona a luptat, uitați, între timp a început, a construit. Sunt datorii, au făcut bani împrumutați de la depozit și din altă parte. Cineva au dat geamuri sau ceva, așa cum au putut, second. Numai că surpriza nu se termină aici. Cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să vă faceți o baie, să vă facem o baie, în primul rând. În al doilea rând, vrem să schimbăm acoperișul la casă, să vă punem tablă, să nu mai ploaie în casă, să punem tablă lindac, să punem scândură, tot ce trebuie să fie frumos. Să vă bucurați în totalitate. Și totodată cei care ne auziți, fiți aproape de noi. Nu toți oamenii merită. Dar ceea ce vă pot spune cu încredere, că doamna Ramona împreună cu soțul ei și copilașii ăștia chiar merită ajutați. Acum suntem alături de ei și știm sigur că Dumnezeu e alături de noi și putem să facem bucurie din toată inima pentru